Accidentul s-a petrecut în jurul orei 17:30 în zona parcării porțiunii deschise a șoselei de centură. Din fericire, nu au fost decât pagube materiale. Șoferul de pe auto utilitară, care aparține unui producător de cafea, circula pe sensul dinspre zidul morții spre E85 și a pierdut controlul asupra volanului. În urma impactului, mașina a luat foc și a ars violent. La fața locului au intervenit pompierii de la detașamentul Suceava. Focul a fost stins rapid, însă mașina nu a mai putut fi salvată.